Bună și ne-am găsit la nouă clip la mine pe canal. Astăzi revin cu prima parte din colecția mea de machiaj. Am vrut inițial să fac un clip întreg în care să vă arăt toată colecția mea de machiaj, dar mi-am dat seama că are și extrem de lung, pentru că asta nu mi-ar permite să vorbesc mai mult despre produse și să trec foarte repede prin ele. Așa că am să le pun iar pe categorii. În fiecare an fac acest clip, este un clip destul de vizionat la mine pe canal, v-am întrebat pe Instagram dacă vreți să-l fac și ați spus că da, așa că m-am conformat. Întâi de toate vreau să vă zic ce port pe buze, în caz că nu ați văzut clipul în care vă arătam cum fac acest, cum îmi pregătesc acest look. Am folosit două produse și anume creionul de la Zoeva în numărul A78, care este un nude foarte frumos, și CoverGirl în nuanța 630. Este un combo foarte interesant, îmi place ce a ieșit și puteți să-mi spuneți pe aia voastră despre el. Gata, trecem la produse pentru că sunt foarte multe. Înainte de a începe vreau să vă zic că mie îmi plac foarte mult machiajele, îmi place să mă machiez, îmi place să colecționez anume fel machiaje, dar nu știu, atunci când am impresia că se adună foarte multe, îmi place să împart cu oamenii din jurul meu, i-am dat și mamei mele, i-am dat și la prietene, la rude, familie, adică nu țin doar pentru mine. Motivul pentru care eu am adunat o colecție atât de mare este pentru faptul că am în jurul meu oameni minunați care au decis să împartă cu mine ceea ce au și ei. Am produse de la urmăritoare care doresc să rămână anonime, am produse de la Elisa, majoritatea sunt de la Elisa pentru că Elisa este un om minunat care îi mulțumesc din suflet pentru ce mi-a trimis, o pup și o iubesc din tot sufletul. Am produse de la Adelina, am de la, sau Ade cum o știți aici pe YouTube, de la Ioana, de la Buget de Familie am ceva. De la Dina Aruște am ceva, încerc să-mi aduc așa aminte, mai ales de persoane care au vrut să rămână amintite, nu rămână amintite, care au vrut să le menționez numele, pentru că v-am zis că sunt și persoane care nu au dorit să le menționeze numele. Am și de la, îmi scapă numele, am și de la Olimpia ceva, am de la mai multe fete, în caz că mi-ați trimis ceva și a apărut un clip și nu v-am menționat, îmi cer mii de scuze. Am încercat să-mi aduc aminte de toate fetele. De asemenea am încercat să pun produsele pe categorii ca să-mi fie mult mai ușor să vorbesc despre ele și o să încep cu, bine, când mă refer la categorii, aici o să vorbim doar despre produsele pentru față. Și aici am inclus și produse pentru sprâncene peste care o să sar destul de repede pentru că deja am un clip, o să vă las pe aici pe sus să-l vedeți. Și la capitolul fundeten am unul singur, e pe terminat, este de la Fenty Beauty, arată așa și este nuanța linen, este un fundeten stick. Îmi place foarte mult, îmi place că este natural, că abia se observă, adică l-am purtat pe ten și nici n-a fost observat că port fondeten. Este fondeten pe care am început să-l folosesc după 5 ani de pauză. Da, în caz că mă întrebați de ce am făcut această pauză atât de lungă, pur și simplu nu am simțit să port fondeten, nu am chestii pe care să le acopăr, nici acum nu am, însă îmi place foarte mult cum se vede tenul meu cu fondeten atunci când filmez. Ok, trecem la anti-ciarcăne și aici am destul de multe. Bine, sunt multe, doar că sunt pe terminate cam toate. Acestea sunt și am de la Tarte. Nu mi se potrivește nuanța și tot alternez. Este Double Duty Beauty în nuanța Light Medium. Este mult prea închis pentru mine. Am să vă fac și un swatch. Vedeți? E mult prea închis pentru mine și îl folosesc mai mult ca pe post de bază de machiaj. Nu pot să zic că m-a dat gata. Apoi avem Kat Von D Locked Concealer în nuanța L1. Asta este mult prea deschis și îl folosesc pe post de bază de machiaj. Vedeți ce diferență imensă este între cele două. Ok.
Asta mi se pare că usuc un pic zona de sub ochi și trebuie să am grijă. Ăsta îmi place foarte mult, mi-a plăcut foarte mult de la Astor. E cam pe terminate, adică e și este nuanța care mi se potrivește cel mai bine. Iar cel mai nou este acesta de la Maybelline, Instant Anti-Aging Eraser. Din păcate nu mi se potrivește nuanța, e again mult prea închis. De obicei îl combin fie cu cel de la Kat Von D, fie cu cel de la Astor. Trecem la pudră. Și la pudră am pudra mea preferată, este Nude Magic BB de la L'Oreal. Este o pudră foarte bună, îmi place foarte mult, nu încarcă ten, este super naturală. Eu am nuanța cea mai deschisă, bănuiesc. O am de pe import direct și îmi place foarte mult. Și apoi mai am nebunia asta de pudre. Este Christian Color 6 Color Set of Rice Powder. Și practic am aici 6 nuanțe de pudră. Nu am fost niciodată până acum, pentru că n-am simțit nevoia, dar sunt 6 nuanțe de pudră aici. Ceea ce este super, adică o să-ți ajungă o chestie în asta o grămadă, plus că nuanțele nu sunt super închise, adică stați să vă arăt pe cea mai închisă, să vedeți cum e, dacă reușesc să o deschid. Na, nu reușesc decât asta, să zicem. Nu e foarte închisă, adică ar merge folosită pe post de, nu știu, de bronzer pentru mine. Oricum, mi se pare foarte interesantă pentru cineva care iubește pudrele. Ana Maria Pescleve, știu că ți-e plac pudrele, cred că ți-ar trebui o chestie de genul ăsta, dar cu nuanțe mai deschise, pentru că știu că tu ești tot așa deschisă la nuanța tenului, ca și mine. Și asta, a terminat cu pudrele. Trecem la blush-uri. Îmi pare că mă mișc repede, deși au trecut destul de multe minute. O să încep cu cele de la Bourjois. Este duo. Ăsta, țin minte că l-am primit de la Denisa Luntraru. Am câștigat eu la un concurs la ea, arată așa. Mirase foarte, foarte bine. Și este un duo, dar astea sunt nuanțele. Eu pe ăsta îl port de obicei când plec undeva, îl iau cu mine pentru că este foarte mic și e super in handy, cum s-ar zice. Apoi am un blush de la Physicians Formula. Îmi place foarte mult, arată divin. Happy Booster Glow and Mood Boosting Blush Nuanța Natural. Ok. Arată foarte, foarte frumos. Deci îmi place foarte mult. Are... O să-l amestec așa. E un rozaliu foarte subtil. Abia se vede că e pe aici. Nu știu dacă-l observați. Îmi place foarte mult. Oricum am încercat să păstrez doar blush-uri, doar produse care îmi plac. Am zis pe Instagram că am făcut o mega curățenie. Am un blush de la Pixi în colaborare cu nu mai știu cu cine. Sau nu știu dacă e o colaborare. Pixi Aspinovard în nuanța Rome Rose. Este o culoare superbă. Era să-l scap. Este o culoare superbă. Uitați-vă și voi cum să arăte așa. E foarte pigmentat la modul că dacă pun așa și trag, deja s-a luat, dar dacă faci așa, deci cum să arăți așa? Aici este. E superb, e nici nu mai ai nevoie de eliminator, e foarte, foarte pigmentat și cred că o să mă țină o căruță de ani. Bine, ani, e mult spus, dar ați înțeles ideea, o să mă țină mult. Apoi, am un blush pe care l-am primit de la Ioana, de la Buget de Familie, pe care o pup și o salut. With Love se numește, arată așa și este un roșu cu un iluminator, dar dacă le combini, că eu asta fac, iese un roz. Foarte interesant. Eu am folosit nuanțe astea, recunosc, mai mult pentru ochi. Pentru cât de albă sunt eu, mi se pare mult prea intens, dar sunt bune fardurile. Am un kit de la Zoeva, Cocoa Blend. Pe asta l-am primit de la o fată din Germania, parcă, care am făcut noi Secret Santa acum 2 ani. Arată așa.
Și este blush-ul și semnătura pe care îl port eu acum pe față. Și uitați voi cât de pigmentate sunt nuanțele astea. Super mega pigmentate. Cel puțin blush-ul trebuie să ai mare, mare grijă cu el pentru că eu am pățit să arăt cam ciudat. Ok, dacă vi se pare ceva ciudat la fața mea și la cum sunt aranjată, e bine, am fost până afară și cred că m-am îmbujurat mai mult. În fine, trecem peste la următorul blush. De fapt, este un set de blush-uri de la Pixi în colaborare cu Dulce Candy. Al meu arată așa. Știu că arată foarte nașpa, dar asta e, s-a spart. Încă mai are niște blush pe aici, aici bronzere, aici sunt acelea mai cremoase, așa. N-am să fac swatch-uri la toate, dar uitați-vă cât de bine poate să arate. Sunt foarte mulțumită de produsele astea de la Pixi, foarte, foarte pigmentate. Mai am încă un kit de blush iluminator și mai departe, de la Kiko. Asta l-am primit de la Ade. Vine cu 4 nuanțe, o să încerc să țin așa pentru că unul dintre ele este spart, vedeți? Vine cu blush, iluminator, bronzer. Produsele sunt foarte cremoase, rezistă foarte bine, deci blush-ul ăsta îmi place la nebunie și rezistă o veșnicie pe ten, adică dacă m-am dat cu el, rezistă până seara. Sunt foarte mulțumită de el. Ca și blush-uri individuale, mai am aici în paleta asta, mai am unul de la Benefit, este ceva cu D, cred, sau nu, ceva bomb, nu știu cum, am scapă. Iar ăsta este un blush de la Ofra, e superb ăsta. Nu mai am nevoie de niciun iluminator în viață, pentru că deci uitați și voi cât de bine poate să arate. Este foarte asemănător ca și culoare cu ăsta de la Benefit. Hai să vă fac și la el un swatch. Asta e un pic mai pe portocaliu, dar au ambele nuanțe de auriu în compoziție. N-ați vrea să vedeți ce este la mine în cameră. Sunt produse peste tot. Peste tot. Ok, următorul produs despre care vreau să vorbesc este o paletă de blush-uri de la BH Cosmetic, Glamorous Blush Ten Color Blush Palette. Nu știu dacă e nuanțe, bă, că e cruelty free. Și arată așa. Cel mai des am folosit zona asta de nuanțe pentru că mi se pare mult mai potrivită pentru mine. Nuanțele astea două le-am folosit cel mai des. Am să fac swatch la unul ca să vedeți. E un blush rozaliu așa foarte, foarte drăguț. Și pigmentat. Nuanțele astea nu prea le-am folosit. Sincer, nu știu pentru cine ar fi bune. Mai mult le folosesc când vreau nuanțe roșiatice în de aproape. Și mai am să vă arăt o paletă asta mai mare. Este de la, nu mai știu, Seventeen Makeup Essentials. Arată foarte bine. Despre asta cred că v-am vorbit deja, așa că nu o să bat prea mult șaua pe ea. Arată așa. Merge bine. Am un clip dedicat ei. O să vă las linkul pe aici pe sus. Pray to God să nu uit. Ok, acum o să trec la bronzer slash iluminatoare, să zicem. Am unul de la Sleek, ăsta este de la Olympia. Este nuanța light și arată cam așa. Îmi place foarte mult iluminatorul de aici. Bronzerul nu pot să zic că l-am folosit foarte mult pentru că mi se pare prea închis pentru mine, dar îl folosesc în pliu. Am impresia că m-am uitat foarte mult în viewfinder. Și m-am făcut și pe pantaloni, tot una viață, e superbă, nu vă faceți griji. Ok, un alt bronzer este de la Kardashian Beauty și se numește Cabana Bronze, arată așa. Ok. Și vine cu 3 nuanțe, dacă reușesc. Vine cu 3 nuanțe. Arată foarte bine, mie îmi place să combin mai mult nuanțe astea de la început. Este o culoare foarte drăguță. E foarte pigmentat.
chiar recomand. Apoi mai am de la Maybelline Dream Sun Bronzing Powder. Ăsta o să mă țin o veșnicie, dar se pare că în aprilie ci că ar trebui să expire. Arată așa, îmi place foarte mult, mi se pare, este un brus foarte, ups, este un brus foarte cremos, ne stai așa cu degetul în el. Și arată foarte bine pentru mine, pentru un ten foarte deschis. Dacă vreți să vă luați Hoola Light și vi se pare că e prea scump, îl recomand pe ăsta, găsiți pe import direct, eu de acolo l-am. Apoi, alt bronzer care este bronzerul meu preferat all time, este Too Faced Milk Chocolate Soleil. Am avut mai multe, dar eu am rămas cu Milk pentru că este nuanța perfectă pentru mine. Să pun aici. Asta este. Îmi place foarte mult și îmi place chiar așa micuț. Bine, știu că asta este varianta de tester, varianta travel size, dar mi se pare mult mai drăguță când e atât de mic. Apoi, alte bronzere mai avem. Ah, mai am unul de la Ciate. Ciate eu știam că este brand pentru unghii, dar se pare că au și make-up. Este Bamboo Bronzer, Powder Bronzer, înalța Palm Island. Și arată așa. Este aici. Îmi place că e mic, eu îl folosesc mai mult în pliu, pe asta recunosc. Și cred că ca și bronzer am terminat. Și acum o să trecem la iluminatoare. Pentru că aici avem, am așa, kitul, paleta asta de la Sleek, Solstice, arată foarte bine. Eu am folosit foarte mult iluminatorul cremă, dar nu l-am folosit pentru am iluminat fața, ci pentru ca un fel de bază de machiaj. Este asta de aici. Dar nuanța mea preferată de aici cred că este portocaliul ăsta sau ce este el. L-am folosit de multe ori și pe post de far de ochi pentru că e o nuanță superbă. Nuanțele sunt extrem de pigmentate, foarte pigmentate, adică foarte, dar pentru un look de zi cu zi nu merg folosite, adică eu cel puțin, deși sunt împătimită a machiajului și nu mă feresc să port nuanțe turbate chiar și dimineața, adică dacă la ora 8 vreau să port ruj roșu, o să port ruj roșu pentru că așa vreau eu, dar până și pentru mine fardurile astea, iluminatoarele astea sunt mult prea intense. Ok, apoi mai avem de la BK nuanța Opal. Nu mi se potrivește nuanța și o folosesc mai mult pe post de de fard pentru toată pleoapa, pentru că e mult prea închis pentru mine. Are nuanțe de aur, adică trebuie să fii un pic mai măslinie la ten ca să poți să porți asta. La fel și cu Fenty Beauty, pe care le ador, nuanța Hustla Baby. Pe asta îl port exclusiv pe ochi, pentru că nu. Pentru față, it's too much pentru mine. Pentru mine, asta este. Vedeți? Sunt destul de asemănătoare, nuanța asta îmi place foarte mult pentru ochi, după cum am zis. Apoi, mai avem un iluminator de la Pupa, Glow Obsession, pe ăsta l-am de la Ștefana. Și, din păcate, e spart, trebuie să am mare grijă cu el, este superbitatea asta de iluminator, la fel, mi se pare. I mean, mi se pare mult prea intens pentru mine, îl folosesc la fel pe post de fard. Nu mă pot despărți de la el, plus că na, e o amintire, e de la Ștefana și parcă nu mă îndur să-l dau. Apoi, cred că iluminatorul meu preferat este la Pixi Aspinovar, de nuanța London Luster. Arată într-un mare fel. Am folosit destul de mult în el, este foarte cremos. E superb, e n-ai cum. Deci, uitați-vă și voi. E, nu știu, pentru mine e ceea ce trebuie și cred că se vede că am folosit destul de mult în el. Și l-am folosit și pe post de far de ploape și pe post de iluminator și este bun în toate sensurile.
Și mai am să vă arăt un alt iluminator, de data asta este un iluminator stick, de la Trestic. Așa arată el, are o formă dubioasă, arată bine, e natural așa, adică dacă îl combini, dar nu știu, am impresia că arată un pic ciudat pe tenul meu, trebuie să îl mai combin, dar îmi place foarte mult forma. Când l-am primit prima oară de la Elisa, am crezut că a venit fără capac și zic, what the fuck? Ok? Iar acum ultimele lucruri, cred că am vorbit foarte repede, dar încerc să mă grăbesc pentru că știu, mai am un iluminator. Uitam. Este o pudră de la Laura Mercier. Încă nu știu care e faza, că ea zice că este nuanța translucent, dar dacă asta este nuanța translucent, nu știu. Mi se pare, deci să vă fac un swatch, să vedeți ce fel arată. Deci asta ce că este pudra nuanța translucent și să vă arăt ce fel arată pe piele. Are un sclipici, are ceva, eu n-aș putea să folosesc produsul ăsta pe post de pudră translucidă pe toată fața, pentru că are particule de sclipici, a arătat ciudat, așa că îl folosesc pe post de eliminator. Ok, îmi place că e mini, știți că am o chestie cu tot ce este mic, dar vă ziceam că am impresia că am vorbit foarte repede despre produse, dar azi am filmat foarte mult și da. Și mi-am lăsat aminte că am mâncare pe foc. Ok, am produse pentru sprâncene. V-am vorbit deja despre astea. Avem Benefit, ce asta? Oriflame. Și mai am și un creion de la Estée Lauder. Vă las link pe aici pe sus că am vorbit despre ele. Și mai am ăsta, Oh My Brow. Este un creion pentru pus sub sprânceană. Dar eu mai mult îl folosesc pe post de iluminator pentru colțul intern. Dar am zis să vi le arăt totuși. Și ultimele lucruri despre care vreau să vă vorbesc sunt spray-urile de față. Am de la Colourpop Amethyst Crystal Priming Spray. Arată așa, arată foarte bine. Vedeți că înăuntru e așa puțin colorat, puțin, nu știu dacă se vede. Nu-mi place cum miroase, dar îmi place efectul pe care îl lasă pe ten, deși mult mai îndrăgostită sunt de chestiile astea două. Am Urban Decay All Nighter și All Nighter Cherry Scented. Este cel mai bun spray de fixare ever. Bate la fundul gol pe MAC. Deci pe mine MAC nu m-a dat pe spate, adică nu am să-l recumpăr. În schimb, astea sunt divine. Dacă nu le-ați încercat, încercați-le pentru că fac o diferență dramatic, adică eu chiar observ cum arată tenul meu după ce mi-aplic produsul ăsta. Wow, wow, wow. Și gata, astea sunt toate produsele mele pentru față. Abia aștept să-mi spuneți ce părere aveți despre ele, dacă vă plac, dacă îmi recomandați chestii noi. Aștept comentariile voastre. Ăsta a fost clipul, nu uitați să dați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ați zis superbă! Vă împat! Pa!